Dunării în prizonieri, stratul de gheață atinge și 40 de centimetri pe cele trei canale ale fluviului, iar embarcațiunile nu mai pot înainta. Elicopterul a rămas singura modalitate prin care bolnavi în stare gravă pot ajunge la spital. Doi bebeluși își datorează viețile salvatorilor care au coborât din cer. Nu născut, vârsta aproximativ o oră. O naștere spontană care ar fi putut însemna o sentință la moarte pentru femeia de 26 de ani și pentru pruncul ei. Intrase în travaliu, însă nu putea ajunge la niciun spital. Statul ei, ca alte zeci de localități din delta Dunării, a fost blocat de gheață. Medicii au chemat în ajutor un elicopter al Ministerului de Interne. Salvatorii au aterizat chiar în curtea femeii. Orice secundă pierdută putea însemna moartea. Nașterea a decurs în condiții relativ normale, expulzia a fost prelungită. Ambii sunt conștienți, cooperanți. Cum vă simțiți? Foarte bine. La scurt timp, echipajul Smurd a plecat spre o altă localitate din delta izolată de ghețuri. De aici a pornit spre Tulcea pentru ultima intervenție. A transportat de la Spitalul Județean Tulcea din secția neonatologie un copil care are o malformație congenitală de cord. În restul județului, traficul fluvial a fost paralizat. Gerul a unit cele două maluri ale fluviului. Traficul pe cele trei canale ale Dunării este închis, iar stratul de gheață atinge și 40 de centimetri. Victime ale gerului au fost de această dată proprietarii de nave. Cât de groasă e gheața? La ora actuală pe Dunării sunt ploi proporție de 80%. Trebuie să se activează în continuare cu aceste remorchere pentru fluidizarea traficului. De câte ore stau pe Dunării blocați? De dimineață. La această oră, două împingătoare lucrează contra cronometru pentru a fluidiza traficul. Gheața a creat probleme și în Galați. Alimentarea cu apa a orașului este în pericol. La priza Dunării, gheața a blocat gurile de alimentare ale uzinei de apă. Dacă nu se va reuși cu instalația de apă care se pregătește pe un ponton acum, se va coborî cu scafandrul la apă pentru curățarea grilajelor. Perseus, cel mai mare spărgător de gheață din flota Dunării, așteaptă în port, gata să intervină dacă situația se va înrăutăți. Noaptea trecută a fost cea mai rece.